Fiecare dintre noi am avut și avem întrebări. Și n-am primit răspunsul până când am găsit în Domnul Iisus răspunsul. El este, de fapt, răspunsul. Am avut... Poezia s-a scris-o foarte de mulți, în mulți ani de când am scris-o, mulți, mulți ani. Am crezut că am pierdut-o, am găsit-o într-o carte și am împărtășit-o cu trei persoane ca să văd dacă merită să am curajul să o citesc și să o împărtășesc tot adunare. Dintre aceste două, un frate păstor mi-a dat lumina verde și o soră pe care am apreciat-o și o apreciez foarte mult și în ce privește competența în poezie, iar mi-a dat lumina verde, nu mai este cu noi, sora Salomeca în veșnicie, dar cam cu o lună înainte i-am transmis această poezie, a citit-o și zic eu așa, cu trei lumini verzi, îndemnul ăsta care l-am avut de a o citi se concretizează și sper să fie și pentru voi o binecuvântare. Pe drumul întrebărilor călătoresc de o viață, căutând să dezleg nodul gordian al fiecărei zile. Sunt întrebări multe și grele, mă lupt cu ele cu toată puterea minții și încerc să dezlușesc corola de minuni a lumii, dar mă lovesc de mistere și de taine. Pe drumul întrebărilor mă lovesc mereu de pietre și îmi pun la încercare mintea, aș vrea să înțeleg viața și moartea, infinitul și veșnicia. Pe drumul întrebărilor, fără răspuns, am stat împotmolit în nisipurile mișcătoare ale paradoxurilor și întrebărilor savante. Înfricoșat de taină și miracol, tăgăduiam orice nu înțelegeam și speram să găsesc piatra filozofală care să-mi lumineze întunericul minții. Pe drumul întrebărilor căutam să prind în formule tot sensul vieții, fără să văd semnele indicatoare ale veșniciei semănate la tot pasul. Începusem să fiu descurajat și trist, cu totul pierdut în labirintul gândurilor, fără lumină, fără speranță de viață, purtam în suflet o sete adâncă de lumină și viață și rătăceam ca o barcă în ceață. Pe drumul întrebărilor, nici nu mai știu cum, într-o zi m-a ajuns din urmă adevărul. Eram prea ocupat ca să-l bag în seamă, dar el a intrat în vorbă cu mine și cu tine. Cum ascultam, mi se aprindea inima și mi se deschideau porțile minții. Se risipea întunericul și răsărea soarele. Deși era seară și ziua trecuse, în suflet era dimineață, o dimineață de cânt de înviere. Atunci am intrat împreună în casă și am stat față în față la masă și când, afrând pâinea, l-am cunoscut dintr-o dată. Pe drumul întrebărilor am găsit răspunsul la toate. Când m-a ajuns din urmă adevărul și am stat împreună la masă, de atunci am lumină și pace și viața ce trece dincolo de moarte. Amin. Frați și surori, fie ca și în seara aceasta, ca cei doi ucenici și ca toți frații noștri de-a lungul veacurilor, până astăzi și până la noi, să-L cunoaștem și noi pe Cel care este adevărul, pe Cel care este Mântuitorul nostru la frângerea pâinii. Amin. Citim, cântăm împreună o cântare, după care, sau în timpul căreia ne vom închina cu darurile de bunăvoie, după care apoi vom citi cuvântul Domnului, care îl vom propovădui și din care ne vom hrăni și ne vom pregăti prin el pentru a ne apropia de cina Domnului. Așa cum am făcut și dimineață, frații care poartă cina vor merge pe ambele părți ca să nu se mai transmită farfuria din mână în mână și punem banii în farfurie. La fel și la cină, cum ne-am sfătuit împreună, s-au făcut toate pregătirile ca
fiecare dintre noi să putem să luăm pâinea, să putem lua vinul și cugetul nostru să fie la jertfa Domnului Iisus Hristos. Să nu fie nici un pic de... Deci dacă va fi un pic mai deosebit ca altă dată și va fi, doar din dragoste pentru fiecare, ca fiecare în libertatea Duhului și să nu fie nicio emoție, poate cineva atins paharul care îl iau și frații care vor duce pâinea vor avea mânuși și păstorul care frece pâinea va avea mânuși. Nu că am fi fricoși, dar am vrut ca experiența aceasta să fie în împrejurările de acum o experiență a cunoașterii Domnului la frângerea pâinii și nu să fim, eu știu, acaparați și ocupați de alte gânduri. Așa că în timp ce cântăm o cântare comună, ne închinăm cu colecta obișnuită care avem, colecta bisericii, fratele Cristi Giurea și fratele Ileonică vor purta această colectă. Cântarea de la numărul 147 din Cântările Evangheliei. 147. Vrei tu să scapi de păcat sarcină prin sângele sfânt al lui Iisus? Vrei tu să învingi răul din inimă prin sfânt sânge al lui Iisus? Vrei tu să scapi de păcat sarcină prin sângele sfânt al lui Iisus? Vrei tu să învingi răul din inimă prin sfânt sânge al lui Iisus? E puterea ce minun face sângele mielului. E puterea ce minun face prin sfânt sângele mielului. Vrei să fii liber de patim păcat prin sângele sfânt al lui Iisus? Vin la calvar și vei fi vindecat prin sfânt sânge al lui Iisus. E puterea ce minun face sângele mielului. E puterea ce minuni face prin sfânt sângele mielului. Vrei să fii alb, mai alb ca zăpada, prin sângele sfânt al lui Iisus? De orice scap viță ți vei afla în sângele lui Iisus. E puterea ce minun face sângele mielului. E puterea ce minuni face în sfânt sângele mielului. Cuvântul Domnului pentru sufletele noastre în această seară, de la Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, primele 14 versete. Pagina în Biblie 1144, Efeseni, capitolul 1, de la 1 la 14, inclusiv. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești
în locurile cerești, în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care L-a alcătuit în sine însuși, ca să-L aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. Amen. Amin. Ocupăm locurile. Frați și surori, înainte ca să intrăm în cuvântul care l-am citit, în mesajul care l-avem pentru această seară, vreau doar să vă spun, nu neapărat doar pentru seara asta sau pentru seara asta, ci pentru întâlnirile noastre viitoare, locurile astea toate de aici sunt tot ale bisericii noastre. Nu trebuie niciodată să avem reținerea, dacă vom fi mai mulți, foarte bine, slavă Domnului, se pot ocupa locuri și aici, chiar dacă nu cântă corul. În sensul ca să nu fie neapărat o aglomerare sau așa mai departe, să aveți libertatea, fără ca să fiți invitați, oricând, chiar de la început, liniștiți, puteți să ocupați locuri, că avem încă destule. Să nu fie nici o rezervă sau o reținere că până când va începe corul, după vacanța de vară, după ce va trece pandemia, ele nu sunt utilizabile. Și să aveți această libertate. Avem în această seară cuvântul Domnului din Noul Testament, din Epistola lui Pavel către Efeseni. Apostolul Pavel scrie această epistolă creștinilor din Efes, pe care noi numim Efesenii, le scrie Efesenilor. În mod indirect, însă, această epistolă ne este adresată și nouă, ca și toate celelalte. Este scrisă și pentru noi. Și ne vorbește nouă în mod colectiv, ca adunare, ca biserică, după cum ne vorbește și în mod personal, în mod individual, ca și credincioși, în parte. Ceea ce Pavel, prin Duhul Sfânt, scrie Efesenilor în primul veac, acum 2000 de ani, așa, afli, este actual și valabil, valid și pentru noi astăzi. Nu numai că este actual și valabil, dar este un cuvânt efectiv chiar și pentru noi toți, credincioșii români baptiști din New York, de aici din Ridgewood,
în zorii celui de-al treilea mileniu al erei creștine. Deși e așa de mare distanță în timp, mesajul este proaspăt, este actual și este pentru noi. Ce aș vrea în această seară este să privim împreună la câteva din binecuvântările speciale pe care le avem în Hristos, Domnul nostru, și datorită Domnului Iisus Hristos, Mântuitorului nostru. Pavel le scrie fraților din Efes și le scrie și nouă. Și prin Duhul Sfânt ne arată cine suntem noi în Hristos și datorită lui Hristos, respectiv ce binecuvântări sau calități speciale avem noi în Hristos și datorită lui Hristos. Tot ceea ce vom enumera în această seară, toate binecuvântările acestea speciale sunt în Hristos și datorită lui Hristos. Nu datorită nouă, nu datorită mie și nici datorită ție, indiferent ce părere avea tu. Vreau să te pun în gardă de la început. Nimic din ce citim în această seară nu se datorează nouă, ci avem datorită lui Hristos, Domnul nostru, și în Hristos, Domnul nostru. Aș vrea să privim la versetul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Este vorba aici de două grupuri, da? De două clase. Sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Unde ne-am încadrat noi? Care sfinții și care sunt credincioși? Dar poate că e mai greu să stabilim la Efes. Dacă ar fi la noi să primim un chestionar, o foaie, și pe o pagină să fie tema, scrie sfinții din biserică. Ușoară temă sau grea? Nu știu câți am scrie, nu? Pe cealaltă scrie credincioșii din biserică. Poate că la credincioși am fi un pic mai generoși. Ce părere ai de fratele Ionel sau Dan? E un frate credincios. Da, de frate Daniel, da, de fratele Levi, da, de sora Raluca. Păi, sunt credincioși. Bun. Da, sfinți. Come on, frate, nu sări peste cap. Credincioși, credincioși. Deci chiar așa, sfinți. Eu vă rog să vă uitați cu atenție și dacă veți avea aceeași înțelegere ca și mine, înseamnă că veți fi corecți. Nu-i vorba de două categorii de oameni. Apostolul nu împarte biserica în două. Credincioși în Hristos Iisus, mulți sau aproape toți, că mai ales pe vremea aceea era un preț de plătit, era prigoană, era un preț de plătit ca să fii credincioși și să-ți manifesti credința deschis. Și altă categorie poate mai restrânsă, nu comitetul sau diaconii sau știu eu, sfinții. Nu. Este același grup de oameni, este aceeași adunare, care este descrisă prin sfinți și credincioși în Hristos Iisus. Cuvântul sfânt are înțelesul primordial în Scriptură, încă din Vechiul Testament, de pus deoparte, set aside, pus deoparte pentru un scop, pentru o misiune sau o întrebuințare specială. În sensul acesta, când citim în Scripturile Vechiului Testament, vedem că și vasele de argint, de aur, de aramă, de la cortul întâlnirii și mai târziu de la templu, erau vase sfinte, puse deoparte cu un scop special. Din vasele acelea nu se mânca oricând, orice și oricine. M-am amintit când un împărat în Babilon a poruncit după ce s-a îmbătat, s-a pilit un pic și mintea s-a întunecat și inima s-a sumețit. Aduceți vasele sfinte pe care le-a dus Nebucadnezar, tatăl meu, cât a fost Nebucadnezar de Nebucadnezar și de taf. Le-a luat, dar nu le-a profanat. Le-a pus
în arhivă, să zic, l-a pus în visterie. Și împăratul acesta a avut neobrăzarea aceasta să profaneze. Știți ce s-a întâmplat? Știți care a fost deznodământul? Am vrut să înțelegem că expresia aceasta de sfânt se poate aplica și în Scriptură se aplică chiar și la obiecte neînsuflețite și că înțelesul primordial este depus deoparte pentru o misiune, un scop sau o întrebuințare deosebită. În acest sens, sfințenia sau a fi sfânt reprezintă un eveniment, ceva ce are loc odată pentru totdeauna. Altarul care s-a făcut, masa pentru punerea înainte, toate sculele, vasele de la slujirea de la templu au fost sfinte, dedicate pentru o întrebuințare specială, nimic altceva. Când e vorba însă de persoane, de oameni, de bărbați, de femei, de credincioși, sfințenia nu este doar un eveniment declarativ al lui Dumnezeu, ci este un fenomen sau este un proces care implică la progres și la continuitate. Este, dacă vrei, un drum sau o călătorie. Sfinții sunt oameni puși deoparte pentru Dumnezeu. Nu sunt oameni perfecți, ci sunt în perfecționare. Nu sunt desăvârșiți, ci sunt în curs de desăvârșire. Suntem aici în școala sfințeniei, în școala Domnului Iisus. Ne-a chemat Dumnezeu, ne-a mântuit, ne-a iertat de păcate și ne-a pus deoparte pentru un scop deosebit, pentru o menire deosebită. Ca și act sau eveniment, sfințenia este definitivă și completă. Ca și proces, sfințenia este continuă și progresivă. Pavel se adresează fraților din Efes ca sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Iisus Hristos. Este vorba exact de aceleași persoane, nu de două grupuri diferite. Sfinții și credincioșii în Iisus Hristos sunt unii și aceiași oameni. Sunt sfinți pentru că sunt credincioși în Iisus Hristos și pentru că sunt credincioși în Iisus Hristos, sunt sfinți. Este ca și cum ai în mână o monedă sau o bancnotă care are valoare și care este reală și validă numai când ambele matrițe sunt întipărite pe ea. Un sfânt nu poate să nu fie credincios. Nu există sfințenie separată de credincioșia, credința și credincioșia în Iisus Hristos. Și un bărbat și o femeie care este credincios în Iisus Hristos, care crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Mântuitorul și Răscumpătorul lui personal, este un sfânt al lui Dumnezeu, un om pus deoparte, a cărui nume este scris în Cartea Vieții, care are cetățenia cerească, care este un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu. Nu este un om perfect și desăvârșit. Nu este fără lipsuri, nu este fără greșeli. De aceea Sfântul Ioan spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să le ierte și sângele lui Iisus Hristos, Domnul nostru, ne curățește de orice păcat. Sfințenia și credincioșia în Iisus Hristos, Domnul nostru, există doar împreună. Nu au cum să existe separat. Uitați-vă apoi la versetul al treilea. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Frați și surori, în Iisus Hristos, Domnul nostru și datorită Lui, noi suntem binecuvântați. Oameni binecuvântați, bărbați binecuvântați, femei binecuvântate, nu sunteți oricine. Poate că uneori avem o părere foarte umilă despre noi și bine să o avem, să fim umiliți, să fim smeriți. Dar nu-i nimic mai prețios și mai important și mai măreț și mai grandios decât să fii un copil al lui Dumnezeu. Un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu.
Vreau să vă spun, într-o paranteză, că eu în această seară am să vă enumer din cuvântul Domnului, mai mult dacă vreți ca la școala duminicală o să facem observațiile care se impun, lăsând ca explicațiile să le dăm altă dată și dacă unele dintre ele o să fie poate chiar greu de explicat, când ajungem acasă le vom înțelege pe deplin. Până atunci putem să ne bucurăm de ele, că tot ce ni se arată aici sunt ale noastre în Hristos Domnul și datorită Lui. În Hristos și datorită Lui Hristos Domnul nostru suntem binecuvântați. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Haideți să ne gândim un pic la câteva din binecuvântări care le avem în cer, binecuvântări cerești, că lista celor pământești e așa de lungă încât nici nu vreau să o mai deschidem. Avem multe binecuvântări în viața de aici și de acum, dar avem binecuvântări în locurile cerești. În primul rând, amintiți-vă cum spune Domnul ucenicilor, ne spune și nouă, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Frate și soră, tu nu ești un oricine. Tu ești unul a cărui nume este scris în cartea vieții. Unul care atunci când ajunge la poarta cerului, îi se cere pașaportul. Și tu ai cetățenie cerească. O, că ai cetățenie americană, că ai cetățenie română, că ce mult ne-am bucurat noi când am primit green card-ul. Fiecare am zis, sunt rezident permanent. Ce permanent? Până la 80 de ani, atât. Temporar. Numai în veșnicie există permanență. Pe pământ totul este trecere. Dar uitați-vă ce binecuvântări avem. Subliniez doar câteva. Avem numele scris în cartea vieții. Avem o cetățenie cerească. Avem o casă în cer. În casa Tatălui sunt multe locașuri. Unul din ele este pentru tine, pentru fiecare din noi. Vreau să vă amintesc foarte rapid despre predica Domnului nostru Iisus Hristos când vorbește de Lazar, cel sărac. Un nimeni ai putea să zici, nu? Un nimeni. Sărac, amărât, cerșetor, îl ligeau câinii, ce vrei, ce vrei mai jos? Și unul bogat, puternic, parcă era în parlament, nu? Businessman, om de afaceri. Dar trece ca aici, toate trec. Nimic nu-i veșnic. Și moare și unul și altul. Că mor și cei buni, și cei răi, și cei sfinți, și cei păgâni, și credincioși, și necredincioși. Ce se întâmplă atunci când sufletul pleacă din trup? E extraordinar. Domnul Iisus Hristos ne spune că Lazar a fost dus cu salvarea, cu merge de sus la mortuar cu ce au ăștia la noi, nu, Lincoln sau ce mașină au ăștia, Cadillac, da? Cu Cadillac-ul. So what? Dacă mergi cu Cadillac-ul și ajungi în iad, mai bine mergi pe jos, pe targă și ajungi în rai. Lazar a fost dus de înger în sânul lui Avram, în rai sau în paradis. Să te gândești la un lucru. Când tu ai să mori, I hate to say it, but și tu și eu o să murim, nu? Când noi o să murim și trupul ăsta va merge în țărână de unde a fost luat, cum merge sufletul meu și nu se rătăcește la Dumnezeu care l-a dat? În același fel în care și Lazar a fost dus de înger. Ai cetățenie cerească, ai numele scris în cartea vieții, ai un loc acolo, datorită lui Hristos și în Hristos. Nu că nu-i puțin lucru, e cel mai mare lucru. Că va fi o vreme când vom lăsa și morghiciurile, și casele, și chiriile, și serviciile, și pensiile, și absolut tot. Și când vom ajunge în cer, nici nu vom vrea să avem ce am lăsat. Care dintre voi ați vrea să fim în cer, cam cum am murit? La fel de bătrân, la fel de zbârciți, la fel de plini de reumatisme sau de boli. Nu! Acolo vom fi toți tineri, frumoși, sănătoși, veseli, fericiți pe veci de veci. Dar îngerii cunosc pe cei care sunt binecuvântații Domnului. Așa cum păstorul cunoaște oile de capre. Nu ni se dau detalii despre cum a ajuns bogatul iad, dar nici ăștia n-ajung și pe ăștia îi duce cineva. Alți îngeri,
alți mesageri, că înger înseamnă trimis, alții duci. Binecuvântați suntem noi în Hristos și datorită Lui. Și aici pe pământ și în cer, pentru totdeauna. Uitați-vă în continuare, în versetul 4, unde ni se spune că suntem aleșii Lui Dumnezeu. Suntem aleșii Lui Dumnezeu. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Din acest verset 4 s-au scris cărți cu multe sute de pagini. Nu pretind să vi le explic. Eu îl cred așa cum scrie. Când ajung acasă, am să-mi pun întrebările care le am și sunt sigur că voi fi lămurit pe deplin. Ce spune aici cuvântul Domnului? Că în Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți. Cum adică înainte de întemeierea lumii? E simplu, dar e înfricoșător de simplu. Înainte de întemeierea lumii nu era lumea, nu era pământul, nu era universul material, ca atare nu eram noi. Eu nu existam, părinții mei nu existau, bunicii mei nu existau, omenirea nu exista. Asta înseamnă înainte de întemeierea lumii, de facerea lumii. Pardon. Înainte de Geneza 1:1, ca să zicem așa. Dumnezeu care este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, El ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Versetul acesta ne conduce pe noi la o doctrină care câteodată ne face să ne zbârlim. Păi ales înainte de întemeierea lumii, înainte de a exista, de a face bine, rău, etc., e ceea ce se cheamă în teologie predestinație. Păi, frate Levi, cum explici? V-am spus că nu explic. Doar luăm așa cum este. Și ne umilim și ne smerim și când vom ajunge acasă, vom cunoaște pe deplin, așa cum și noi suntem cunoscuți pe deplin. Dar e o mare binecuvântare. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Nu ne place când... Și nu-i rău, e foarte corect și foarte bine când avem o mărturie a întoarcerii noastre la Dumnezeu. Ne referim la evenimentele, la punctul, momentul acela istoric. Am ascultat predica, am fost cercetat, am ridicat mâna, am venit în față, am spus că vreau să-L primesc pe Domnul Iisus, vreau să fiu botezat, am ales pe Domnul! Și aveam un canal minunat, îmi place și mie, am ales pe Domnul Iisus, al meu bun păstor. E adevărată cântarea? Fratele, e adevărată, am ales pe Domnul Iisus, e adevărată și eu am ales. Domnul este păstorul nostru, dar de ce am ales? Pentru că Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ne-a ales încă înainte de întemeierea lumii. S-o far să ugut, așa scrie în Biblie și poate că depășește puterea mea de înțelegere și pe a mea o depășește, dar e o binecuvântare extraordinară. Dumnezeu ne-a ales. Apoi uitați-vă în versetul al 5-lea. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Din nou, ne-a rânduit mai dinainte, înainte de facerea lumii, înainte de facerea noastră. Nu e singurul text de Scriptură, am subliniat în mesajele scrise care le-am trimis când îi spune Dumnezeu lui Ieremia că mai înainte să te fi întocmit tu în pântecele mamei tale, deci nu înainte de naștere numai, înainte de concepție. Tu nu existai nicăieri. Mama ta nici nu era însărcinată cu tine. Înainte de concepție, eu te cunoșteam. Și te făcusem sau te numisem proroc al neamurilor. E bine să ne umilim și să înțelegem că noi cei limitați, n-avem cum să înțelegem nelimitatul, cei finiți, n-avem cum să înțelegem infinitul și că și logica, să știți că e alta când e vorba de
de eternitate, când e vorba de veșnicie, aleșii lui Dumnezeu și rânduiți mai dinainte de către Dumnezeu, să fim înfiați, să fim fiii și fiicele Lui. Și totul acesta a fost nu pe baza meritelor personale sau a vrăjiei noastre, nu că noi am trecut un examen pe care alții l-au picat, ci după buna plăcere a voiei sale. Ce plăcere a găsit Domnul în mine? A, poate că în tine o fi găsit, că eu știu. Ce plăcere? Buna plăcere a voiei sale. Vă rog să remarcați că nu după merite personale, nu după virtuți sau vrednicie personală, ci pur și simplu după buna plăcere a voiei sale, pentru că așa a vrut El. Este o cântare, s-a cântat la noi în biserică, care a cântat sora Mariana de vreo două ori așa de-a lungul anilor, care spune, și dacă într-o tainică vreme din Lut, cineva m-a făcut, și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Puteam fi un hipopotam, puteam fi un corb, poate că îmi plăcea să fiu vultur, dar Domnul poate mă făcea un corb. Din același material, olarul face un vas de cinste sau un vas de ocară. A fost buna plăcerea lui Dumnezeu ca din țărâna, dintr-o mână de țărână mai creat cu puterea Ta, Doamne, să faci un om. Să te creeze pe Tine, pe Tine, pe mine, după chipul și asemănarea Lui, să pună noi un suflet viu, să pună noi cuget, e ceva cu totul extraordinar. Și cântarea mi se pare că se încheie cu strofa care zice, și dacă voi merge, sau voi merge odată la Cel ce din Lut m-a făcut, voi spune de-a pururea, Tată, te laud că așa ai vrut Tu. O acea binecuvântare, cu totul și cu totul specială, este că în Hristos Domnul nostru și datorită Lui, suntem răscumpărați și iertați de păcate. Suntem grațiați, absolviți și achitați. În El avem răscumpărarea. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. În El avem răscumpărarea. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Efeseni 1:7. Pretutindeni avem învățătura asta în Biblie. Uitați la Isaia 53:5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, străpuns pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, vindecați în înțelesul nu doar fizic, trupesc, ci în înțelesul duhovnicesc, mântuiți, vindecați de păcat. De păcat ce m-ar spăla, se întreabă poetul, numai sângele lui Iisus. Pediapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Știm pe de rost acest verset și mulți dintre noi știm Isaia 53 pe de rost și foarte bine, minunat. Dar e atât adâncime aici. Isaia spune că suntem mântuiți prin sângele Lui, știți cu câtă vreme înainte, spune? 700 de ani, 7 viacuri. Și nu vorbește la viitor că vom fi. Ce spune, suntem. Și noi ne uităm în urmă 2000 de ani, 2 milenii, și nu spunem că am fost, ci suntem. Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, a desfășurat în istorie un plan de mântuire. Dar planul acesta, odată ce a fost făcut, și în sânul Sfintei Trăimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au căzut de acord, după buna plăcere a voii sale, se spune, ca acest plan să se deruleze, nu mai era că cineva îl va putea opri. Așa că ce era în planul Lui, să zicem pe planșetă, ceea ce pe linia timpului era în viitor, pentru Dumnezeu era la timpul prezent. Uitați la Romani 8:33-34. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Fraților, voi vă dați seama ce text e ăsta? Păi voi,
și noi nu ne socotim neprihăniți între noi. Dacă nu mă credeți, întrebați. După ce se gata biserica, pe care vreți, ce zice fratele Levi? E neprihănit? E bă, bun, așa, în general, 7 din 10, 8 din 10, e nice, așa, da? Când îl cași pe bătătură, I know, ai dreptate. Și tu, că și eu când te-am călcat, ai fost și tu ca mine, că bunicul nostru, cum îl cheamă pe bunicul nostru? Da, la Adam și bunica la fel, Eva. Cât am fi noi deosebiți, ne ducem la aceeași rădăcină, dragii mei. Toți am izvorât din același izvor. Avem aceeași natură păcătoasă. Ba, dacă te-aș întreba, te socotești tu pe tine neprihănit? Păi, eu știu. Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Dar această socotire nu este o socotire așa că Dumnezeu zice, știi care treaba? Pentru Emanuel Burangia, care 9 din 10 e nice guy. Da? Degeaba. Această neprihănire sau desăvârșire sau această sfințenie, știți cum vreau să o înțelegeți? Când mașina, nu o să vă explic mult, las pe Cristi după să vă mai explice, totul e perfect. Numai ceva nu merge, de pildă electromotorul, nu? Cum mi s-a întâmplat mie acum de o săptămână, la 22 de mile în Long Island, măcar slavă Domnului că în parcare, nimic, nici măcar să cârâie, nici măcar să hârâie, nimic. Frați, ori credeți, ori nu credeți. Totul a fost perfect. Și bateria a fost bună, și alternatorul a fost bun, și roțile, și din toate subansamblele, numai nenorocitul ăla de electromotor n-a fost bun. Și mașina n-a mai pornit. Am strigat ajutor, frate Cristi! Mi-a răspuns, m-a spus să nu mă tulbur că, știi ceva, frate păstor, la 200 de mii de mile cât ai matale, 320 de mii de kilometri, trebuia să fie al treilea electromotor schimbat. Bine, mulțumesc. O să vină mașina cu platformă la tine, la Stor, acolo la Șap, ești drăguț sau aștepți? Da, nicio problemă. Dar voi vă dați seama ce înseamnă? Toate celelalte au fost perfecte. El vă poate spune că atâta a schimbat și a fost bine. Dar numai un subansamblu, o piesă, dacă nu merge și se cheamă că nu-i bun. Nici măcar cel mai bun om care îl poți tu să ți-l imaginezi nu-i bun. Nici măcar tu însuți nu ești bun. E adevărat că noi spunem, nepoții spun bunicilor buni și bunicule, dar nici bunicul nu-i bun. Bunule învățător se adresează unul Domnului. Ce îi zice Domnul? Pe ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. Când Dumnezeu ne socotește neprihăniți, El nu-și calcă legea Lui. Ne socotește neprihăniți pentru că cineva în locul nostru a plătit nelegiuirea noastră. S-a dat sentința, plata păcatului este moartea și Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. De aceea la cină e o ocazie de cercetare, e o ocazie și de întristare, când ne gândim la patimile Mântuitorului, dar și o ocazie de sărbătoare. Pentru că El ne-a mântuit. Pentru că El ne-a iertat. Cine va ridica până împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și milocește, garantează pentru noi. Romani 8, 33 cu 34. O așa binecuvântare specială. În Hristos și datorită lui Hristos suntem moștenitori ai promisiunilor lui Dumnezeu. Ați auzit de cineva care a venit prin America și multe povești de astea, unele sunt chiar adevărate. Și câte un bunic de-a lui, străbunic de-a lui, a avut ceva averi pe aici și la urmă notarul sau executorul testamentului l-a găsit și a primit o moștenire. Mă gândeam și eu, bunicul meu a fost în America în 1914, dar vine înapoi în România, asta e, că nu a, tot ce a câștigat a dus acolo, a cumpărat pământ, a cumpărat moară și comuniștii l-au naționalizat, l-au luat.
Și mă gândeam, mă, dar nu o fi cumpărat bunicul ăsta ceva pământ pe aici, până America, mai ales așa la început, când sunt mai greu și nu știu umbla bine în picioare. Ce bine ar fi, auzit și eu povești în astea, să ai așa o moștenire, mai ales într-o țară unde ești străin, unde ești la început, unde o iei de jos. Frați și surori, noi avem o moștenire în cer. O moștenire, suntem moștenitori. În El am fost făcuți și moștenitori. Fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celuia care face totul după sfatul voiei sale. Și cea de-a șaptea binecuvântare specială și ultimă. În Hristos și datorită lui Hristos am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Și asta n-are de-a face cu, știu eu, ce semne miraculoase sau vorbire în limbi sau altele. Uitați cu ce are de-a face, că se spune cuvântul aici. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, versetul 13, Evanghelia mântuirii voastre ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Ce înseamnă în acest context această pecetluire cu Duhul Sfânt? Trebuie să ne aducem aminte, să ne gândim cum se pecetluia pe vremuri. Ce era această acțiune de pecetluire și cu ce scop se pecetluia? Se pecetluiau scrisorile. Când se trimiteau așa, se făceau sul și se legau, se punea ceară și se punea sigiliu sau pecetea. De obicei, sigiliu sau pecetea era pe un inel care îl purta domnitorul sau omul important pe mână. Se pecetluiau sticlele care se puneau unde lemn sau parfumuri sau vinuri scumpe. Se folosea un inel care era metalic, de aur sau de argint, de un aliaj anume, și această ceară. Și primul scop care sigilarea aceasta îl făcea era un scop de identificare și apartenență. Când se vedea un sigiliu undeva, pe o ușă, pe o clădire, pe un obiect, pe orice, oamenii se uitau la amprenta, la ce era imprimat acolo. Și asta spunea, locul acesta, clădirea aceasta, obiectul acesta, persoana aceasta, este identificat ca aparținând locutare, împăratului sau robei. Mormântul Domnului a fost acoperit cu o piatră și a fost sigilat, pecetluit. Care va să zică că e sub incidența autorității romane, n-aveți ce să vă amestecați aici. Când ești pecetluit cu Duhul Sfânt în și prin Hristos și datorită Lui, pentru că crezi în El, ești identificat ca unul care aparții lui Dumnezeu. De tine vorbesc, înțelegi? De la primul de aici, de la Ionel Țăudan și până la fratele Cristie și voi toți. Nu vorbesc de alții, de niște oameni din istoria bisericii, ca Whitefield sau Augustin, nu, nu. De ăștia de rând ca noi. Ești identificat în registrul cerului ca cetățean care aparții lui Dumnezeu. Apoi această sigilare sau pecetluire are loc după ce containerul, vasul, urna, sticla e umplută cu un de lemn sau cu parfum, ca nimic de acolo să nu se piardă și nicio altă impuritate să nu se adauge. Nimeni nu pecetluiește sticle goale, amfore goale. Numai acele vase care au ceva de preț sunt pecetluite. Și pecetluirea aceasta creează o amprentă, o imprimare a ceea ce este pe sigiliu. Când suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt, am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, se imprimă în noi caracterul de pe sigiliu, de pe original, care este caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Și noi suntem schimbați din slavă în slavă, ca tot mai mult să se contureze chipul lui Iisus Hristos, Domnul nostru, în noi. Această pecetluire ne spune cuvântul că este o arvună în versetul 14 și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. Ce înseamnă că pecetluirea cu Duhul Sfânt este o arvună? Un cuvânt mai vechi, arhaic un pic, noi în Ardeal pronunțam arvon. Mai literal, dar stil arhaic este arvună. Garanție, avans sau down payment. Exact ca și când ai cumpărat o casă sau cumperi o mașină, prima plată care o dai este un fake deposit.
care arată că te obligi să achiziționezi acel lucru și apoi să plătești rând la rând alte plăți care vor urma. Această pecetuire cu Duhul Sfânt este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, pentru slava Lui. Noi suntem deci cei câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei sale. În concluzie vreau doar să subliniez că nu eu am câștigat ceva și nu tu ai câștigat ceva, ci El ne-a câștigat pe noi. Dacă noi am fi câștigat ceva, ar fi și riscul să pierdem. Dar Dumnezeu, Cel care ne-a câștigat, El ne păstrează și spune că nimeni nu vă va smulge din mâna mea. El a câștigat sufletul meu. În aceasta stă siguranța mântuirii noastre. În aceasta stă sărbătoarea noastră de la cina Domnului. Siguranța salvării și a mântuirii noastre este Iisus Hristos. Dacă te întreabă cineva oricând și oriunde, pe ce te bazezi că ești mântuit? Pe ce ești sigur că ești mântuit? Dă-mi câteva motive care să mă facă să cred că ești mântuit. Eu aș spune oricui și vă îndemn să spuneți, nu-și pot da multe motive, n-am decât un singur motiv că sunt mântuit. Și motivul acesta se numește Iisus Hristos. El a murit în locul meu, mă încred în jertfa Lui și mă bazez pe ea. Prin rănile Lui suntem mântuiți și El ne-a câștigat pentru veșnicie. Amin. Vom cânta o cântare pentru slava Domnului într-un duh de cercetare, după care apoi fratele Ionel Țăudan va citi cuvântul de cercetare la cina Domnului și vom avea prăznuirea cinei Domnului. Valuri de îndurare curg din crucea lui Iisus. 530, cântările Evangheliei. Cântările Evangheliei 530. Curățit.
Sfântul Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23, cuvântul Domnului spune așa: Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se vrânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. În numele Domnului, rugăciune pentru binecuvântarea acestei pâini care simbolizează trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și în această rugăciune ne conduce Fratele Coran Matias și rugăciune cu voi. Luați cu toți din trupul meu sufletul de întăriți. 356 cântările Evangheliei. Fi dus.
Să nu uitați iubirea mea, ca o care v-am iubit, ca ce cu iubirea mea, iubește. Adică din nou toți la rugăciune și suntem înaintea Domnului. Fratele Ionel Țăudan, cu acele binecuvântare, Tatălui Ceresc, este acele roade ardite, care simbolizează sângele Domnului nostru Iisus Hristos, vărsat la cruce, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru răscumpărarea noastră veșnică. Închinăm Domnului. Doamne, ne închinăm cu avânt recunoștință înaintea ta în seara aceasta, cu privilegiul și avem din nou să stăm la masa ta. Mulțumim că ne-ai creat această oportunitate în dreapta ta și mai ales că ne-ai binecuvântat și ne-ai reîncostătat mințile să înțelegem ce avem în tine și datorită ție. Mulțumim pentru iertarea păcatelor noastre. Mulțumim pentru că suntem în viață și avem moștenirea ta. Mulțumim că ești de partea noastră și nimeni nu poate să nu te dimine ta. Mulțumim că toate acestea sunt lucrarea jertfei tale de pe Golgota, o jertfă pe care ai primit-o și datorită căreia suntem copii, te răscumpărați și te plătești la veșnicie. Slavă ție! Binecuvântă părtășia noastră la masa ta în seara aceasta. Te rugăm să rămânem cu noi și să rămânem sub ocrotirea sângelui tău. Bună că ne vom întâlni cu tine, slavă! Amin! Amin! Rămânem picioare, la fiturile care se împărtășesc. Continuăm să cântăm. Cântarea 157 din Cântările Evangheliei. Aflat de tata
clase vor aduna paharele pentru vin. Aceste paharele, care au fost pâinea, puteți să le lăsați pe masă, vor fi colectate după aceea. Deci, în timpul cântării, clase aduna paharele care au fost pentru vin, celelalte lăsați-le pe bancă și totodată ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie, colecta specială, care la cina Domnului, o dată în lună, este făcută pentru autorașii de săraci, care au nevoie de ajutor din poporul Domnului. Fratele Domnul Bărgean, fratele Emanuel Buzangia, vor testa această colectă. Cântarea 533 din Evanghelie. Crede.